Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la ediția de astăzi a emisiunii Telemedicina. Vă mulțumim tuturor că ne urmăriți și că ați ales și pentru această după-amiază programele postului nostru de televiziune. Iată, doamnelor și domnilor, că ne-am gândit la emisiunea Telemedicina de astăzi să vă propunem o temă din domeniul urologiei. Așadar, o avem aici ca invitată pe doamna doctor Irina Negru, medic primar urologie de la Spitalul Arcadia din Iași, căreia îi spunem bine ați venit la Telemedicina în direct cu telespectatorii noștri din toată Moldova. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și mă lăsați să împărtășesc câteva din cunoștințele mele, dragilor noștri telespectatori. Mulțumim foarte mult, dragi prieteni, sperăm că sunteți pe recepție ca de fiecare dată, 0332 101 104, numărul nostru de telefon, sunteți deja obișnuiți, așa că așteptăm telefoanele dumneavoastră, întrebări din domeniul urologiei. Vă vom spune imediat despre ce este vorba, care este tema pe care sau temele pe care le vom aborda în cadrul acestei emisiuni. Ne-am gândit să discutăm împreună cu doamna doctor Irina Negru despre tumorile vezicale, ne-am gândit să vorbim despre cistite și despre litiaza vezicală, dar pe parcursul emisiunii așteptăm să ne întrebați și dumneavoastră, poate că aveți vreo nelămurire în acest domeniu. Doamna doctor, așadar începem cu începutul, cu tumorile vezicale, după care pe parcursul emisiunii vom discuta câte ceva și despre infecții și despre litiază, dar cred că tumorile sunt mai importante, spunem noi, da? Mai, eu știu, poate da, mai... am încercat să acoper pentru această emisiune câteva din cele mai importante și cele mai frecvente afecțiuni legate de patologia vezicală. Sigur că tumorile vezicale reprezintă neoplaziile vezicii urinare. Ele fac parte dintr-un context mai larg, din tumorile uroteliului, care se găsește atât la nivelul bazinetului, a ureterului, cât și a vezicii urinare. Trebuie să menționez de la bun început pentru telespectatori că aceste tumori vezicale au două caracteristici principale și anume multicentricitatea și recurența. Prin multicentricitate înțelegem faptul că ele pot apare în mai multe locuri la nivelul vezicii urinare și de asemenea pot apare însă și la nivelul ureterului sau a bazinetului sau a calicelor, deci peste tot unde există acest epiteliu urotelial care tapetează aparatul urinar. De asemenea, ele au un grad mare de recurență, ceea ce înseamnă că în timp pot apare recidive, fie la același nivel unde erau în vezica urinară, fie pot să apară tumori nu numai în vezică, dar și la nivelul ureterului sau al bazinetului. Vorbim și de tumori benigne și de tumori maligne. În marea majoritate a lor sunt neoplazii din nefericire. Din fericire însă, tot marea lor majoritate sunt neoplazii care au în principal o evoluție strict locală, deci nu diseminează la distanță, nu dau metastaze. Sunt și forme care determină metastaze, dar marea majoritate au un caracter, hai să spunem, în ghilimele, benign. Sunt frecvente aceste tumori vezicale? Din păcate, da, sunt destul de frecvente și se întâlnesc aproximativ în egală măsură la ambele sexe. Dacă ar fi să ne gândim la cauze, am putea să, de fapt, se știe că, virgulă, cancerul până la urmă nu are o cauză bine stabilită. Sigur, că este stresul, că este fumatul, că este regimul de viață, că eu știu, dar în special în patologia vezicală, tumorile vezicale au vreo cauză mai deosebită? Așa cum foarte bine ați spus și dumneavoastră, nu cunoaștem cauza neoplaziilor în general.
Dar pentru tumorile vezicale și pentru tumorile de uroteliu în general, s-a stabilit că există o serie de factori favorizanți pe care îi cunoaștem cu certitudine. Și dintre aceștia aș aminti în primul rând fumatul. Se spune că cei care fumează au un risc de 2 ori mai mare să facă tumori vezicale decât restul populației, precum și expunerea profesională la anumite substanțe, în special la mine aromate, la cei care lucrează în industria chimică, în industria cauciucului, la cei care lucrează cu coloranți, cu vopsele, și aici aș aminti și pictorii și coafezele. Mai sunt și o serie de alți factori incriminați, cum ar fi radioterapia, chimioterapia, de asemenea iritația cronică și infecția la purtătorii de sondă sau la cei care au litiază vezicală, dar în principal rămân acești doi factori pe care îi cunoaștem cu certitudine: fumatul și expunerea profesională la noxe chimice. De aici derivă și faptul că am putea face profilaxia acestor tumori lăsându-ne de fumat, pe de o parte, iar pe de altă parte cu o protecție cât mai bună a celor care, cu echipament de protecție exact, cât mai adecvat a celor care lucrează în industria chimică. Da, e bine că ați spus despre acești factori, pentru că telespectatorii care au asemenea meserie, asemenea servicii, poate că se vor proteja mai bine de acum încolo. Dacă ar fi să facem o clasificare a tumorilor vezicale, sunt multe, nu? Multe tumori. Sunt mai multe clasificări, în primul rând. Noi utilizăm clasificarea TNM, care este arhicunoscută, care în funcție de evoluția locală a tumorii, de invazia ganglionară, precum și de metastazele la distanță. Dar pentru telespectatorii noștri și o clasificare destul de utilizată în practică, pentru ca să se înțeleagă mai bine, putem spune că tumorile vezicale sunt carcinoame in situ, așa numitele tumori plate, dar care în principiu sunt superficiale, dar care pot invada în profunzime, tumori superficiale care se limitează strict la mucoasa vezicală și tumori infiltrative ce invadează mușchiul vezicii, pot evolua chiar în afara vezicii urinare, pot determina adenopatii și metastaze la distanță. Asta este o clasificare macroscopică, să spunem. De asemenea, trebuie și întotdeauna ținem cont și de clasificarea microscopică, folosind deci G1. Noi așa folosim grading-ul tumorii. G1 sunt tumori bine diferențiate, cu celule foarte apropiate de cele normale ale mucoasei vezicii urinare, și tumori G2, care sunt mediu diferențiate, și G3, cele slab diferențiate, care au potențialul cel mai agresiv. Deci tumori dintre cele mai simple la cele mai complicate, de la in situ, o tumoră care de-abia atunci se formează și e bine să fie descoperită la și timp. Nu știu dacă pacienții se adresează atât de repede, o să vorbim și de adresabilitate puțin, pentru că de multe ori, din păcate, pacienții vin destul de târziu. Asta depinde de ce simptome au. Ca și simptome, în marea majoritate a cazurilor, tumorile vezicale determină hematurie macroscopică. Asta înseamnă prezența sângelui în urină. Vă dați seama că atunci când cineva vede că urinează cu sânge, se sperie. Din fericire pentru noi, acest simptom este destul de alarmant pentru majoritatea pacienților.
și se prezintă la urolog în urma acestui simptom. De altfel, vreau să știți că în jur de 80% dintre tumorile vezicale nu prezintă decât hematurie, ca unic simptom, fără senzații de usturime, fără arsură, fără urinări frecvente, deci doar hematurie care apare și dispare fără un motiv anume. Sigur, asta este și bine și rău, pentru că mulți pacienți, văzând că hematuria a dispărut de la sine, se gândește că poate a fost ceva întâmplător, că poate au o infecție urinară și nu se mai prezintă la medic până la eventual următorul puseu sau al treilea puseu. Unii dintre ei ajung să se obișnuiască în timp cu acest simptom și, din păcate, ajung destul de târziu la urolog. E bine să nu se obișnuiască cu acest simptom, pentru că e chiar un simptom dintre cele mai grave și iată că poate masca apariția și existența unei tumori, dar poate fi semn comun și cu alte boli, nu? Categoric, categoric. De altfel, eu recomand tuturor celor care au hematurie, deci care urinează cu sânge, să se prezinte de urgență la urolog, pentru că această urinare cu sânge poate fi expresia și a unei afecțiuni banale, cum este infecția sau litiaza, dar de cele mai multe ori este expresia unei neoplazii a aparatului urinar, unde lucrurile pot lua o turnură destul de nefericită pentru pacient. Să reamintim telespectatorilor noștri că așteptăm telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni. Doamna doctor Irina Negru, medic primar urologie de la Arcadia, așteaptă întrebările dumneavoastră din teme, tumori vezicale, cistite, infecții urinare, litiază, ce doriți dumneavoastră, dar numai din domeniul urologiei. Doamna doctor, continuăm cu tumorile vezicale. Ați spus că, virgulă, ca și simptom, hematuria ar fi uneori chiar singurul simptom, mai poate fi însoțit și de, categoric, alte hematuria simptome. În unele cazuri poate fi însoțită și de urinări frecvente și senzația imperioasă de a urina. De asemenea, dacă tumora evoluează la nivelul colului vezicii, poate determina dificultăți în urinare, sau dacă invadează ureterele, poate determina dilatația tractului urinar superior cu dureri lombare sau chiar semne de insuficiență renală sau cronică. Și, bineînțeles, în stadii avansate, dacă există invazie ganglionară pelvină, pot să apară edeme asimetrice la membrele inferioare, precum și alte semne date de metastazele la distanță, cum ar fi insuficiență respiratorie, insuficiență hepatică, cașexie, anemie, deci semne de impregnație neoplazică. Să încercăm să preluăm un apel telefonic. Bună ziua, da. Vă ascultăm. Bună ziua. Alo, bună ziua. Bună ziua, de unde ne sunați? Din Iași vă sun, aș vrea să pun și eu, doamnei doctor, o întrebare. Sigur. Sper că este de domeniul dumneiei. Mie tot îmi ies în analizele astea anuale proteine în urină. Cât de gravă este problema? Că n-am consultat niciun specialist până acum. Păi, prezența proteinelor în urină poate fi de mai multe cauze. Chiar și prezența hematiilor în urină poate determina proteinurie. Depinde foarte mult de cantitatea de proteine prezent, dacă este dozabilă sau nedozabilă. Dacă este nedozabilă valoarea proteinelor în urină, nu cred că trebuie să vă faceți mari probleme, trebuie doar eventual să consultați, să faceți mai departe urocultură, să vedem dacă nu este vorba de o infecție urinară sau dacă nu sunt prezente hematii. Dar dacă este dozabilă, este o problemă care ține de rinichi, însă de domeniul medical al rinichiului, și anume de nefrologie. Și cred că un coleg de-a meu, un nefrolog, va fi bucuros să vă consulte și să vă pună un diagnostic, să vă indice, bineînțeles, tratamentul
adecvat. Da, mulțumesc, mare lucru, n-am înțeles că ați vorbit prea în termeni medicali, dar deci o să ferească să mă adresez unui nefrolog. Vă mulțumesc pentru sfat. Deci vă adresați unui nefrolog, da, pentru că doamna doctor se ocupă de sfera urologiei, iar proteinele în urină reprezintă un semn caracteristic unei boli renale, da, deci nu boli vezicale, despre care vorbim noi astăzi, da? Despre boli renale. Rinichiul în sine poate da, poate avea anumite boli care să dea proteine în urină. De aceea v-a trimis doamna doctor la un nefrolog și sperăm că vă veți rezolva problema cât mai repede. Da, țin și eu să fac o mică completare. Deci, din fericire, doamnă, probabil că aveți o boală care necesită un tratament medical și nu chirurgical. Urologia se ocupă de afecțiunile chirurgicale și ale rinichiului, nu numai vezicii, dar nu este cazul dumneavoastră. Dumneavoastră aveți probabil o afecțiune medicală care va fi posibil să fie tratată medical de un coleg de-a meu de specialitate nefrologie. Și asta e foarte bine. De obicei pacienții sunt fricoși și cu toții ne temem de operație. Când ne gândim că trebuie să ajungem la intervenție chirurgicală, evităm. Categoric. Da. Să revenim noi la tumorile vezicale și ne spunea doamna doctor că sunt mai multe simptome. Cum se pune diagnosticul până la urmă și ce explorări clinice și paraclinice faceți acolo la Arcadia? În primul rând, pacientului trebuie să îi se efectueze un examen clinic. Niciodată nu trebuie să sărim peste această etapă deosebit de importantă a examinării pacientului. Sigur că putem vedea dacă pacientul prezintă hematurie chiar în momentul examinării. Iar examinarea propriu-zisă constă în tușeul rectal sau vaginal la femei combinat cu palparea hipogastrică. Este bine, în general, ca această examinare să se facă, dacă e posibil, sub anestezie. Ocazie cu care se constată, să știți că dacă tumora este superficială, nu constatăm o modificare elocventă la examinarea bimanuală, dar dacă tumora este infiltrativă, putem simți și palpa chiar peretele vezical infiltrat de acea formațiune, sau la bărbați formațiunea respectivă poate să invadeze prostata, la femei poate invada partea superioară a vaginului sau chiar se poate fixa de oasele pelvine, caz în care se simte ca o formațiune dură și fixă. De obicei, dacă e vorba de o tumoră vezicală, să știți că după această examinare, pacientul are un puseu de hematurie, deci ceea ce noi numim hematurie provocată, deci provocăm sângerare în urină pacientului. Deci e deranjată cumva tumora atunci? Sigur că da, pentru că noi comprimăm între degetele mâinilor noastre. După această examinare clinică, o altă investigație clinică, probabil cea mai importantă, o reprezintă cistoscopia. Cistoscopia poate fi efectuată fără anestezie. Noi la Arcadia o efectuăm sub anestezie, fie generală, fie rahianestezie, depinde cum preferă pacientul. Deci pacientul nu simte durere. Nu să simte mai preluăm durere. Un apel telefonic și vom continua. Bună ziua, vă ascultăm. Vă ascultăm dacă sunteți pe recepție. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! De unde ne sunați? Da, la doctor! Da, de unde ne sunați? Da, da, bună ziua! Eu sunt din Iași. Vă ascultăm! Să rămână! Bună. Apostata puternic! Poftiți! Înțelegi? Eu pastiere, deci cu spunea trezor, așa, așa. Eu noapte, 3-4 pis, noapte și zor mai spun. Și ce fac? A fără adăugat cu amin. M-am zis în toate părți. Am și cu prostata, am și cu
Dacă nu vă supărați, câți ani aveți? Da, doamnă, doamna doctor, am 67 de ani. 66 de ani, bine, n-am prins 67 de ani. Mulți înainte, mulți înainte. Da, probabil că aveți o afecțiune a prostatei. Posibil să fie o hipertrofie benignă de prostată, numai da, că... Au să stați un pic, da, doamna televizor, mai tare ca să auzi eu cum vă și la telefonul eu altul. Așa, dați televizorul, sonorul de la televizor puțin mai încet și dumneavoastră da, sunteți atenți. Foarte bine, doamna doctor. Da? Ce să fac, doamna doctor? Ia, deci, de-a dat. Ieri, nu știu, prostată, a fost la doctor Ameri, a fost dincolo. Să am cu degetul, cu masa, cum faceva, nu mai se mai spune, cu a patra abortă, stai așa, mă, sau femeie gravidă. Ce să fac, doamna doctor? Păi, uitați ce o să faceți. Să faceți o analiză care se numește PSA, o să vă spună doamna doctora dumneavoastră de familie, și să vă prezentați la mine sau la unul din colegii mei urologi, pentru că avem tratamente pentru boala dumneavoastră. Numai că eu nu pot să vă recomand un tratament acum prin intermediul televizorului, atâta timp cât nu v-am examinat. Știți, la prostată poate fi o afecțiune și benignă, dar poate fi vorba și de ceva mai rău și care necesită alt tip de tratament. De aceea nu pot să mă hazardez să vă recomand acum un tratament, dar dacă dumneavoastră faceți o analiză care se numește PSA și vă prezentați la mine sau la unul din colegii mei, cu siguranță noi vom fi încântați să vă examinăm și să vă dăm tratamentul care să vă scape de necaz. Sperăm că domnul a înțeles și că va apela ori la dumneavoastră, ori la alți specialiști, poate la medicul de familie mai întâi. Da, nu vreau să sperii pe telespectatorii noștri, da, dar la se prostată pot aștepta, poate fi și sigur. Adenom și cancer de prostată și atunci aceste sigur. Două boli au evoluții cu totul diferite și cu cât se stă mai mult, cu cât se stă mai mult acasă și se așteaptă vindecarea categoric. Nu se dar și tratamentul produce. Este diferit. Așa că mi-e greu să spun, simptomatologia este identică și la cei cu adenom și la cei cu cancer de prostată. Da. Spuneați, doamna doctor, că cistoscopia se face la Arcadia cu anestezie și că pacientul nu simte durere. Nu simte durere și e cât de cât confortabilă, dacă se poate spune așa. Este extraordinar de importantă pentru diagnosticul tumorilor vezicale, deoarece prin intermediul acestui aparat noi putem vedea cu ochiul prezența formațiunii în vezica urinară, putem să apreciem ce tip de tumoră este, superficială sau infiltrativă, deci mai bună sau mai rea, putem vedea mărimea, numărul acestor tumori, localizarea lor. Deci este o explorare foarte importantă. Pe lângă cistoscopie, am spus la început că tumorile vezicale au un caracter multicentric, deci pot apare în mai multe locuri, nu numai la nivelul vezicii urinare, dar și la nivelul aparatului urinar superior, deci al ureterelor sau a bazinetului. Și de aceea sunt necesare și o serie de explorări imagistice care să ne arate dacă nu există concomitent și tumori la acel nivel. În acest sens, foarte important va fi să efectuăm radiografia renală simplă și urografia intravenoasă pentru a vedea dacă nu există imagini lacunare care să sugereze și alte tumori. Iar pentru stadierea tumorilor și eventual depistarea altor tumori, foarte important este să efectuăm și tomografia computerizată și în unele cazuri chiar și examinarea prin rezonanță magnetică nucleară. Pentru și aceste explorări se fac la Arcadia, la centru de imagistică pe Sărărie.
Și se fac relativ foarte rapid, adică cu o programare de astăzi. Deci diagnosticul se poate pune cât de repede, repede, da, și da, trebuie să se pună repede. De altfel, noi spunem că orice pacientă care are hematurie nu reprezintă o urgență de tratament, ci o urgență de diagnostic, tocmai pentru că trebuie să excludem sau eventual să evidențiem prezența unei eventuale tumori la nivelul aparatului urinar. Pentru că tratamentul va fi diferit în funcție de afecțiunea pe care o veți categoric descoperi. Să trecem la tratamentul tumorilor vezicale, să ne gândim la ce posibilități, la ce avantaje au pacienții de la Arcadia. Sigur, tratamentul tumorilor vezicale este diferit. În primul și în primul rând este diferit în funcție de tipul tumorii. Dacă este tumoră superficială sau dacă este tumoră infiltrativă. Deja am stabilit că tumorile superficiale au o evoluție mai ales locală. Sigur, dacă sunt neglijate, pot da și acestea metastaze și ganglionare și la distanță. Dar dacă le prindem în faza strict localizată, evoluția este foarte bună. De asemenea, tratamentul este diferit și în funcție de vârsta pacientului și de bolile coexistente. Adică noi trebuie să facem maximum cât pacientul poate suporta. Nu să facem un tratament foarte agresiv unui pacient în vârstă care are și alte boli și care nu poate să suporte o intervenție de o mare amploare. Dar, în general, tumorile superficiale beneficiază de rezecție endoscopică, deci chiar cu un aparat asemănător cistoscopului, fără incizie la abdomen, deci fără tăietură, endoscopic pe uretră, cu ajutorul unui aparat se face rezecția acestor tumori, urmată de instilații vezicale fie cu bacil COH atenuat, deci cu o soluție de bacil COH atenuat, vaccinul BCG, fie de instilații cu diverse chimioterapice. Întotdeauna să știți că în tratamentul tumorilor vezicale este multimodal, tocmai pentru că am spus că au mare potențial de recidivă și numai intervenția chirurgicală, deci numai scoaterea tumorii nu este suficientă. De aceea trebuie să facem și aceste spălături în vezică cu diverse substanțe. Să mai preluăm un apel telefonic și apoi continuăm. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua, doamna doctor. Bună ziua. Am 64 de ani. Mulțumesc. Și am o problemă. Din tinerețe am fost diagnosticată cu atrofie vaginală. Când mergeam la control ginecologic, totdeauna medicul ginecolog îmi spunea că ar fi bine să mă vadă și un urolog. Tot timpul uretra era roșie și inflamată. M-am făcut la vremea respectiv că am avut foarte multe infecții urinare. Am făcut infiltrații cu nitrat de argint, se făcea pe vremuri. Mai recent, am început în momentul când stau în pat și stau cu genunchii flexați. Simt în zona genitală, simt o inflamație. Am făcut un Babeș Papa Nicolau, deci ginecologic nu mi-a găsit absolut nimic. Dar doamna doctor la ginecologie mi-a spus că ar fi foarte bine să mă bat un urolog că uretra este inflamată. Simt în pat, în special când stau, deci în poziții din mesa asta nu am absolut nimic. Numai în momentul în care stau în pat și genunchii sunt flectați, că se întâmplă ceva acolo, că este inflamat, că am o jenă. Acum eu am și un diagnostic de boală autoimună, o Sjögren se numește. Și mă gândesc că poate să fie și la asta, că asta usucă mucoasele, mă rog.
Așa este, aveți dreptate. Este posibil să apară și inflamația uretrei și a mucoasei vezicale în bolile autoimune. De altfel, se și descrie și o să vedeți că în a doua parte a emisiunii noastre o să vorbesc despre cistită, despre inflamația vezicii urinare, care poate fi și de cauză autoimună. Și în general, în atrofia vaginală, să știți că atâta vreme cât uretra se deschide pe fața anterioară a vaginului, poate fi și ea implicată în fenomenul inflamator odată cu mucoasa vaginală. Întrebarea mea este, credeți că ar fi bine să fac și un control, să fac din nou o citoscopie sau... mi groază numai la gândul că ar putea să mai fac din nou analiza asta. Dar am înțeles, deci din câte înțeleg, ați mai făcut o cistoscopie? În tinerețe. Deci vorbesc... Dar nu cred că ar fi lipsit de interes să mai faceți încă o dată acum o cistoscopie în noile condiții. Înainte nu se făcea cu anestezie. Deci, pur și simplu, o făceam normal. Păi adică... și acum depinde unde vă adresați. Eu am spus că la Arcadia cistoscopia se face cu anestezie. Da. Nu știu, și se face anestezie generală sau se locală? Face anestezie generală sau rahianestezie. Asta depinde și de starea dumneavoastră, depinde și de ce preferați dumneavoastră. Da, prefer ce este mai bun, dar asta generală, la vârsta mea, deja chiar se poate face și cu rahianestezie. Nu, deci dumneavoastră spuneți că s-ar putea ca tot procesul inflamatoriu pe care eu îl simt să fie pur și simplu de la atrofia asta vaginală sau provocată, că n-am fost sunt diagnosticată din 2005 cu boala Sjögren. Păi e posibil, deci este posibil, se descrie o ca cistită autoimună. Ca să nu vă spun acum în tratament de foarte mult timp fac un tratament cu o ciclină. Da, de 3 ori pe săptămână iau ciclina asta și mă gândesc, nu mi-au găsit candidoză, că mă gândeam că luat de atâta vreme, așa să nu am o candidoză, nu mi-au găsit candidoză, dar... Da, nu, este posibil, dar din ce spuneți dumneavoastră, simptomatologia este cumva inflamatorie, pentru că se manifestă doar la căldura patului. Deci eu cred că dacă încercați o terapie cu antiinflamatoare pentru o anumită perioadă, putem face o probă, să vedem, să luați antiinflamatoare timp de, să spunem, 10 zile, să vedem dacă mai aveți aceeași simptomatologie. Dacă nu e vorba nu, că poate... stau la căldură, e vorba de poziții. Când mi-aduc genunchii spre piept, adică să fie flectați, atunci simt. Nu că e cald sau că e frig, sau... nu despre asta e vorba. E vorba pur și simplu de poziția pe care eu o am în pat. Da, și nu aveți infecție urinară? Nu. Acum am să fac analizele astea și o să fac și un sumar de urină. Exact, și un sumar de urină. Și am să fac și o ecografie pelvină să văd exact dacă prin ecografie pelvină se vede ceva. Da, este o decizie foarte bună. Și ulterior, sigur, un examen clinic, o ecografie, un examen de urină și eventual ulterior... Cu toate investigațiile făcute, poate veni doamna la dumneavoastră și le puneți categoric, cap la cap cu cel să mai mare ce drag. Se poate și dacă face. O să considerăm că sigur. Este nevoie și de o cistoscopie, atunci în cu mare drag instanță, se poate dacă trebuie și cu anestezie, pentru că într-adevăr când există o afecțiune inflamatorie, cistoscopia fără anestezie este foarte greu de suportat. Ea nu este dureroasă în principiu, este doar neplăcută, dar da. În prezența unei afecțiuni inflamatorie a vezicii doamna sau a uretrei este vârsta, greu de suportat. Că la vârsta dumneaei, dar doamna e tânără. Dar la 60 am de ani că are 60 ceva de ani. Se operează da. Pacienți la 90 la de ani. La 90 de ani, sigur. Nu se pune problema de vârstă. Se pune problema de alte boli asociate, poate dacă există. Să revenim, doamna doctor, la tratamentul modern pe care îl faceți pentru tumorile vezicale. Așa, deci pentru... nu, dar aș vrea să continui și să spun, deci pentru...
Pentru tumorile infiltrative însă sau pentru tumorile superficiale care recidivează foarte frecvent sau pentru focarele multiple de carcinom in situ, se recomandă de la început ablația întregii vezici, deci o intervenție majoră care se numește cistectomie radicală, care constă deci în scoaterea vezicii și a ganglionilor pelvini, iar ureterele sunt derivate fie la piele, fie sunt implantate în colon, fie la bărbați, posibil să se facă o nouă vezică. Mai avem un apel telefonic, să încercăm să răspundem. Sigur, drag. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, dacă ne mai auziți, dacă mai sunteți pe recepție, vă rog să adresați întrebarea doamnei doctor. Vă rog frumos, eu am o problemă, doamna doctor, mai, nu știu, micuț, spun eu. În momentul când trebuie să merg la baie cu urina, simt ceva așa, deci mă apuc în niște, cum ar fi bufeuri. Așa. Și după ce termin de făcut, îmi trece. Bufeuri, ce înțelegeți prin asta? Deci, o căldură, deci mă ia căldură, așa, și în vârful capului. Exact cum ar fi bufeuri de la menopauză. Dar eu am 64 de ani, am terminat menopauza de vreo 15 ani, 10 ani. Și nu știu, și mai simt și așa, parcă nu se iasă ceva, adică o forțare. Și mă gândesc, am mers la medic pentru rinichi, așa, și mi-a recomandat să fac o ecografie. Mi-a găsit o ptoză renală gradul 2 la unul din rinichi, rinicul stâng. Încolo nu am pietre, nu am nimic. Și așa sunt nemulțumită, și de unde poate să fie? Am mers la medic de familie, a spus ei, nu-i nimic, că poți sunteți, dar nu sunt răcită, nu mă doare, nu mă ustră, nu nimic. Da, știți? Am înțeles. Starea asta, deci în momentul când trebuie să merg la baie, gata, mă apuc bufeul, deci mă roșesc toată și după aia, după ce am făcut, îmi trece. Ar putea să fie ceva pe căile, eu știu, pe uretră, nu știu ce ar putea, unde aș putea să merg. Vreau să vă întreb dacă ați făcut în ultima perioadă un examen ginecologic. Am făcut, cred că am vreo jumătate de an. Nu am nimic ca ginecologic, testul Papa Nicolau a ieșit bine. Nici uterul căzut, nici Nu, eu am avut un fibrom uterin, dar acum spune că este mumefiat acolo, nu deranjează. Nu cred că este o problemă urologică ceea ce spuneți dumneavoastră. Poate fi o problemă eventual vegetativă, dar pentru siguranță cred că n-ar fi lipsit de interes dacă ați face un examen de urină. Am mai făcut, doamna doctor, că mai fac mereu, că eu iau acum un tratament, mă rog, nu știu dacă pot să spun, iau pentru coagulare. Aha. Așa, e o anticoagulant și probabil, eu știu, mă gândesc să nu fie și de la ăsta, că el unde mai trece și face minuni. Da, nu știu nicio afecțiune vezicală, deci chestia cu ptoza renală nu dă niciun fel tulburări de evacuare vezicală. Așa, da. Poate doar să fie o problemă de neurovegetativă, mă gândesc eu. Poate un consult neurologic ar fi... Da, nicio boală urologică nu se manifestă cu bufeuri. Așa. La urinare. De asta mă gândeam să merg la un nefrolog. Nu, categoric. Nu ține... Deci problema evacuării vezicale ține de urologie, ține de specialitatea mea. Dar atâta timp cât nu aveți dureri, nu vă ustură, nu vă doare cât vezica este plină, nu cred că este doare, o problemă decât neurovegetativă. Da. Mulțumesc tare mult și vă doresc sănătate și cu după aia mare drag. Mulțumim și noi. Mulțumim și noi că ne urmăriți. Eventual, doamna poate apela la dumneavoastră cu toate investigațiile pe care le are și să le puneți cap la cap, poate că, apare ceva, totuși poate o cauză, că există ceva, o cauză. Da. Da. Da, cine știe de unde de și până drag, unde. Aștept oricând.
Sigur. Spuneați, doamna doctor, că se face rezecția completă a vezicii, urinare, deci se poate trăi așa și fără vezică? Se poate trăi, iar pacientul va urina cu o pungă la piele sau va evacua urina odată cu materiile fecale, sau pentru bărbați care nu au invadată prostata, se poate realiza o nouă vezică. Această intervenție este majoră și are foarte multe complicații, cistectomia radicală în mod categoric, de la infecția plăgii până la supurații pelvine, stenoze la nivelul anastomozelor nou create, litiază, infecții ale rinichilor, dar hemoragii masive și chiar deces. Însă nici rezecția endoscopică nu este lipsită de complicații. Uneori pot apare sângerări masive sau perforația vezicii urinare datorită în special stimulării nervului obturator, sau dacă tumorile vezicale sunt mai mari și se absoarbe multă apă în timpul rezecției, poate să apară un așa numit sindrom TUR, care sigur este mai mult caracteristic rezecției de prostată, dar apare și atunci când suprafața din vezică rezecată este foarte mare, în cazul rezectoscoapelor care folosesc ca lichid de irigație apa. La Arcadia însă avem un rezectoscop bipolar care folosește în loc de apă ser fiziologic care lichid de irigație, deci acest așa numit sindrom TUR, care este uneori foarte grav, nu mai apare. De asemenea, folosind curent bipolar, nu mai apare electrostimularea nervului obturator, deci perforarea accidentală a vezicii urinare este într-un procent infim aproape. Deci se evită foarte mult complicațiile. Complicațiile, iar în plus, folosind o ansă specială numită cauciupercă, putem, după ce am recoltat fragmente pentru biopsie, putem face electrovaporizarea formațiunilor tumorale, care este practic fără sângerare. Deci, utilizând acest tip nou de rezectoscop, avem complicații foarte puține, o vizibilitate excelentă, o eficiență dovedită foarte bună și implicit o spitalizare mult mai redusă. Se pare că mai avem un apel telefonic, să vedem dacă mai este... Alo. Da? Bună ziua! Da, bună ziua! Vă ascultăm? Vă ascultăm? Vă rog să adresați întrebarea. Vreau să întreb. Pe doamna doctor, am un bătrân de 90 de ani. Este purtător de sondă de 4 ani. Vreau să întreb dacă se poate opera de prostată. Eu vă spun categoric da, din punctul meu de vedere. Deci din punct de vedere al urologului, la orice vârstă, orice pacient se poate opera de prostată. Mai rămâne însă să ne dea acceptul și medicul anestezist. Asta depinzând de starea biologică a tatălui dumneavoastră, dacă are boli cardiovasculare care să contraindice această intervenție. De fapt, nu intervenția e contraindicată, ci anestezia propriu-zis. Deci pacientul se poate opera. Acum depinde dacă rezistă sau nu la anestezie, iar pentru asta vă recomand cu căldură să-i faceți un examen preanestezic. Doctorii anesteziști de la Arcadia vă stau la dispoziție tot timpul, deci cu siguranță, da, dacă putem încerca. Sigur.
Sperăm că nu e bine ca niciun bărbat să stea cu sond o perioadă atâta foarte timp, lungă da. De timp. În mod obligatoriu, prezența sondei determină infecție urinară, poate determina litiază vezicală. Despre care nu determina... o să mai avem timp să vorbim astăzi, pentru că timpul s-a apropiat de final, dar o să promitem că vom reveni într-o altă emisiune. Da, doamna doctor, câteva sfaturi de final pentru telespectatorii care v-au urmărit în această emisiune, eu știu, legat de aceste tumori vezicale despre care ne-ați spus. Deci, legat de aceste tumori, sfătuiesc pe toți pacienții care au simptome vezicale supărătoare sau mai puțin supărătoare și mai ales pe cei care au hematurie macroscopică să consulte în mod obligatoriu un medic urolog. Fie că vin la mine sau la unul din colegii mei, este la fel de bine, dar trebuie să consulte un urolog pentru că această sângerare în urină are o cauză. Iar cauza nu este, de cele mai multe ori, nu este benignă. Da, și să nu aștepte să treacă de la sine, pentru că poate să poate ascundă... Poate să treacă de la sine, dar cu siguranță reapare de la sine. Da. Doamna doctor, îmi pare rău că n-am vorbit astăzi și despre infecții urinare și despre litiaza vezicală, dar promitem telespectatorilor că într-o altă emisiune telemedicină vom reveni și vom discuta pe îndelete și vom aștepta în continuare telefoanele telespectatorilor. Vă mulțumim foarte mult, vă felicităm pentru ceea ce ați realizat și pentru ceea ce faceți acolo la Arcadia și vă mai așteptăm la noi. Vă mulțumesc și eu foarte mult și cu mare drag o să vin și sper să pot să ajut pe cât mai mulți din telespectatorii noștri care ne cer ajutorul. Mulțumim doamnelor și domnilor, iată că ați urmărit emisiunea Telemedicina în direct cu dumneavoastră, a fost doamna doctor Irina Negru, medic primar urologie de la Arcadia. Mulțumim foarte mult, rămâneți pe recepție Prima TV și Telemoldova, la revedere, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră, numai bine!